În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să vă mulțumesc. O trebuie în pașii mei, lumina mea pe cale, pe mea cale, și cand în noapte mie cuvântul cărții tale, ajută-mi, Doamne, zi de zi, neclătinanță pe păzi, cu dragoste până la urmă cuvântul Tău cel Sfânt. Uite-ne rugăciunea mea, alină cu Tău servinte, și scutul meu de lupta grea, cuvântul cărții sfinte. Înflăcărare de la sunt meu, părinții merezare, iubirii pentru foc meu, cuvântul cărții tale, nădejde de dulce partea mea, căsă fața mea înainte și pace deci nu vrea de-a cuvântul cărții sfinte. Citim două versete în continuare a Evangheliei de astăzi, de la Sfântul Duh, capitolul 8, versetul 16 și 17. Nimeni, aprezând făclia, nu ascunde să un vas sau nu pune sub pat, ci o așează în veșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Căci nu este nimic ascuns care să nu se dea pe față, și nimic tain care să nu se cunoască și să nu se să nu vină la arătare. Nu luați seama, deci cum auziți? Cel ce are, îi se va da. Iar dar cel ce nu are, și ce îi se pare că are, se va lua. Și tot de la Sfântul Luca, la capitolul 10, 3 versete. Pe când mergeau ei, l-a încălzit într-un sat, iar o femeie dintre Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarea Domnului, a ascultat cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis, Doamne, au, nu suportește sora mea, m-a lăsat singur să slujesc? Spune-mi, deci să ne ajute mie. Și răspunzând Domnul, a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te slujești. Dar un lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și ales, care nu se va lua de la ea. Preaiubiți frați și surori, dragi ascultători, mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru că ne-am gândit să mai trăim o viață o zi de pământ și să ne întâlnim împreună într-o duminică ca aceasta așa de minunată, care ne privește pe toți. Ce Evanghelie frumoasă este astăzi, a fost mereu și va fi că vom mai trăi și ne privește pe noi înșine. Semănătorul este cuvântul Dumnezeu. Este Dumnezeu, semănța este cuvântul Său. Și noi suntem cei care trebuie să ascultăm cuvântul Dumnezeu. N-a semănat semănătorul cu aceeași semănță? Nu este de el așa de bun cu cei buni și cu cei răi, nu spune cuvântul Domnului, căci el dă ploaie peste cei buni și peste cei răi? Depinde de mine, frate, și de frăția ta, dacă ce auzi împlinești. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, numai ca să vedem păcatele fraților și a oamenilor și a preoților, o facem, dar spre o sfânta noastră. Că și tot acest cuvânt pe care noi îl știm și îl cercetăm, spune, Domnul Iisus, Fiul Dumnezeu, de data aceasta, n-am venit să judec lumea. Am ales cine să vă judece cuvântul pe care îl știți. Am citit ca să înțelegem mai ușor această parabolă, și nu parabolă, chiar parabolă adevăr, căci Domnul Iisus avea și el prietenii săi, de data aceasta, pe Lazar, pe Maria și pe Marta, și mergea din când în când în satul ei, în Betania, că spunea Domnul că acești trei copii erau credincioși și se spune că i-a rugat pe Domnul ori câte ori trece din Betania să nu plecete și să se atragă pe la casa lor, pentru că le făcuse o mare bine în viață de la sau cel mort. Dar aici am citit că două surori erau, dar Marta se chema și Maria. Dar Marta se vede, deducem din citit, că nu se îngrija să facă ceva de mâncare pentru Domnul, se îngrija pentru lucrurile lumea acestea. Și aș închipui eu cu sămânța aceea căzută între spini, care grijile lumea acestea au înăvărit-o și n-au putut să crească și să dea rol. Dar Marta, o sora ei, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vrea Mântuitorul la ea și avea cuvânt
Maria era picioare Domnului și asculta, pentru că spune cuvântul Domnului, cuvântul tău este caldă pentru picioarele mele și lumină pe cărarea mea. Iată, și că și cuvântul Dumnezeu este acela care ne poate ajuta să ne ferim prin păcat, să ne ferim prin spiritul lumea acestea, pentru că ieri s-a sărbătorit una dintre cele mari sfinte, Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a României și a noastră, și a ta, și a mea, frate. Și această sfântă Parascheva, nu crede frăția ta că a ajuns în împărăția Dumnezeu pe roze. A avut dispute ispite. Și toți sfinții au ispite. Și noi avem ispite. Dar cuvântul Domnului este esențial din Dumnezeu și pentru noi și pentru toți care au plecat de viață și care vor mai veni cât timp va mai găbi Dumnezeu să trăie de pământ. Cuvântul Dumnezeu are acces la fiecare ureche, dar depinde de inima noastră dacă aude. Deci urechea percepe, dar inima dacă nu înțelege, degeaba. Și spune Mântuitorul lui Marta, 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 a criticat-o, pentru multe te îngrijești. Dar Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va vadă la dânsă, ascultarea, care au avut sfinții pe care i-am auzit, îi știu sau nu știu, și sfinții oaste, părintele Iosif, frate Traian, frate Marinii, cei care noi știm sau nu știm, că sunt mulți, nu știm noi, au avut această parte bună, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și la aceasta sunt chemat eu astăzi, frate și soră, să ascund cuvântul Dumnezeu ca mâine să mă pot feri de păcat. Spuneam cuiva, un frate care cumva era iubitor de cuvântul Dumnezeu și acum a plecat. Grijile lumii l-am înăbușit și n-am mai adus deloc. Și am spus, literatura română are printre altele două cuvinte de căpătâi. Da și nu. Când te cheamă colegii la păcat, spune nu. Depinde de tine. Nimeni, repet, nimeni nu-i forțează să păcătuim. Cine aduce față omeala, ispita, dar nu-i forțează nimeni să păcătuim. Și dacă spui nu, el nu pleacă. El pleacă la tine. Dar ne trebuie din partea noastră această cumințenie, ascultarea pe care Marta, pe care Maria a avut-o, pe care toți copilul Dumnezeu au avut-o. Suntem într-o adunare, suntem mulți, suntem diferiți. M-aș îngrozi să nu fie, să fie așa. Ca numai un sfert dintre noi să fie credincioși, ar fi foarte grav. Eu aș dori 100% de aici să fim toți credincioși, să ascultăm cuvântul Dumnezeu și toți să ne mântuim. Nimeni a frate, Dumnezeu e martor. Nu doresc ca nimeni să rămână afară din Împărăția lui Dumnezeu. Sincer vă spun, doresc să fiu ultimul om de lumea aceasta, Împărăția lui Dumnezeu, dar să intru și eu, să nu rămân afară. Dacă vă frate, vreo soră, are această dorință, să știți că are parte de această sămânță care mi-e ori pe stâncă, care a răstătit, dar n-a adus o lot pentru că n-a dat apă, ori spinii în îngrijorările lumea aceștia și bogățiile pe acestea la înăbușit. Și păcat de timpul pierdut. Am crezut un frate de mult. Frația voastră, poate l-ați auzit din istorie. Fratele Tache Iremia, de la Pașcar, de la Valea Seacă. Și avea un cuvânt des pronunțat în adunări. Geaba vii, geaba te duci, geaba vii, gheții pacuși. Frate și soră, suntem chemați ca Maria de astăzi să ascultăm cuvântul Dumnezeu, dar să și nu primim, frate. Și am citit aici, mi-am pare rău, iertați-mă că din vocea, pentru că știu ce se întâmplă. Și eu mi s-a întâmplat și nu se mai întâmplă. Am venit la niște adunare și n-am ascultat cuvântul Dumnezeu și a venit diavolul și mi-a furat ce au ieșit din tatăl lui dreaptă, imediat au ieșit râchea stângă și n-a ajuns la inimă. Și mulți am venit pentru timpul în zadar. Am tucit papucii degeaba și la biserică și la adunare. Mai avem o zi. Astăzi e ziua noastră că să spun, Doamne, te-am nesocotit, Doamne, n-am fost atent, Doamne, te rog, trimite Duhul tău ce sfânt care să mă învețe, să ascult, să fiu ascultător, să fiu împlinitor al cuvântului tău. Nimeni n-a prins de o lumină care o pune sub pat, sub obroc sau sub valiță mai să pe cuvântul Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost cuvântul lui Dumnezeu în noi, ne-a dat viață
frații noștri, sfinții noștri, Sfânta Paraschiva, a trecut prin multe suferințe și toți frații noștri de care noi, dacă n-am citit, măcar am auzit, dar dacă am auzit și a ajuns să rămână cu cuvântul inima noastră, e grav. Frații noștri au suferit mult în istorie. Acum este timpul nostru să suferim în libertate, pești credincios. Dacă n-ai prigonire și nu te, și nu ai, și nu ești prigonit, este un semn de întrebare. Dar dacă ești cu unul, dacă ești ascultător ca Maria și mâine mergi la serviciu și lumină, acel patron sau patroana poate care este în cărciură, cazul fiecărilor de cardafis, sau celor care suntem pe șantier, la serviciu, în fală, ce lucrăm noi, și ei nu știu, și noi îi arătăm, și vede noi ceva, și dacă șeful nu te vede pe el, nu vede în tine ceva, fără cuvinte, deci mărturisirea noastră de astăzi este prin fapte, fără vorbe multe. Așa spune Sfântul Ioan Codeau. Propovederea noastră să fie prin fapte, ca oamenii, ce vă zic? Faptele noastre bune, când sunt cercetați de Dumnezeu, să vadă că este un Dumnezeu care locuiește în mine, care trebuie să locuiască în frăția ta și așa se întrebe și se întrebe, ce-i cu tine? Dacă n-a fost până astăzi, măcar de astăzi, de mâine prea târziu, se schimbăm, că mâine nu este a noastră. Să rugăm pe Domnul să vină din nou să seamănă semnul aceea pe care noi am pierdut-o probabil, unii din noi, sau poate chiar toți, să ne dea partea Mariei, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și nu se va mai lua de la noi. Ascultarea este ceea care ne face să ne autocontrolăm și să știm că este cu fiii de Dumnezeu și cel credincios nu mai poate păcătui, că nu se mai răstignește Domnul la oară pentru mine și pentru tine, frate. Ne-a iertat Domnul, înainte la cunoaște și acum de noi. Dar, după ce păcătuim, păcatul se ispășește. Ori de Hristos te duce, ori de ceea ce îl făcuiești. Am spus unui frate care e aici, am gura, buzele trebuie să-mi cusute. Nu pot vorbi multe, frate și soră, dar vreau să spun. Nu știu cât puteți să înțelegeți. Nu părăsiți adunarea voastră cu la unui obicei. Sunt mari probleme, mai ales între familiile fraților. Nu le pot spune, dar au părăsit adunarea și biserica. Din motive, ce știu eu, numai de ei știute și n-am dat în bine nici unii. Noi de jucat cu virgulă, cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne dăm seama că judecat stă să înceapă de la cel care vorbește azi la microfon și de la frăția voastră și după aceea lumea. Și ascultă-i fratea asta să îți spune, va veni oamenii și va rupe carne de pe noi? Păi glumă, frate! Costică! A fost trimis de Dumnezeu să fii lumină și mai fost și la știu de Dumnezeu. Și-am jurat, și-am fumat, și-am desfrat. Că și mai cum la fel poate. Și eu nu se știu. Ce-i spui atunci lui Dumnezeu? Doamne, nu știu. Omul, Oana, cea fără de nuntă, care a fost de distanță la nuntă, cum ai intrat aici, prietene? Și am zis, n-a avut niciun fel de vinovăție. Și n-a fost suficient. Legații, mâinile și picioarele și aruncați în focul cel de afară. Frate, va fi, va fi. Groaznic să vezi mâinile Domnului pe mine și mă ia și te ia și te aruncă afară. Că am fost fariseu, frate, și ai fost fariseu soră. Mai avem bani și am cuvântul lui Dumnezeu? Doreau să rugesc cuvântul meu, nu-mi place să rugesc cuvântul. Doresc din toată inima, așa cum a spus, repet, să fim toți mântuiți, să ajută și pe alții să mă feresc. Că dacă nu ajută pe alții să nu crească nici noi ne vom mântui. Se va... E foarte posibil să vedem că din de-a răsărit și de la care n-au văzut, că
Să rugăm pe Domnul Iisus să ne dea putere să ascultăm cuvântul Său, să-L împlinim, ca să rămânim pe această parte a Mariei, care nu se va da de la noi nici în viața aceasta, nici în viața mea. Și să auzim acele cuvinte dulci în față cu Domnul care vine pe cruce. Veniți bine mult, ați dat rândul pe noștri din Sfântția Cerului, care a fost puternică nouă de la întrebirea lumii. Să ne ajutăm în această scriere.